Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ziua învățătorului a fost ieri ziua învățătorului și domnul președinte Iohannis, sau, mă rog, bine? Echipa dânsului, mă rog, a postat pe contul de Facebook un mesaj de felicitare pentru au internet în avionul la mic? Băi, suntem răi. Deci un mesaj de felicitare pentru învățători. Frumos. Sigur, mă rog, un mesaj formal. Problema e că după postarea asta, adică rezultatul acestei postări a fost un val de comentarii, dintre care multe, dacă nu cele mai multe, dezaprobatoare. Și foarte dezaprobatoare. Asta ca să nu spun mai mult. La adresa domnului Iohannis, nu la adresa învățătorilor. Deci sunt foarte mulți dintre cei care îl urmăresc pe domnul Iohannis, care aparent nu-l mai suportă. Și au spus asta, îi spun cu orice prilej. Cum mișcă puțin în front, cum face ceva, ceea ce nu se întâmplă prea des, trebuie să recunoaștem. Cum postează, cum apare ceva, cum pac intervin și eu spun verde în față. Majoritatea i-au recomandat să nu se mai deranjeze din vacanța lui perpetu. Eu acum citesc, nu? Da, sintetizez din nu spun eu asta. Să nu se mai deranjeze din vacanță cu astfel de ocazii. Alții își exprimau regretul că l-au votat. Și mă gândesc cum trece gloria, frate. Poate vă mai aduceți aminte că domnul Iohannis, cum avea dânsul, a fost primul politician care a depășit 1 milion de like-uri pe Facebook la vremea respectivă, sigur, acum 10 ani. Ce vremuri, câte speranțe. Ce a intrat atunci cu elefantul, cu... Da, când a intrat cu elefantul, când se lupta, un pic s-a luptat cu Dragnea. Cu Geaca Roșie. Cu Geaca Roșie. Odată a avut un moment, mă, în 10 ani a avut un moment de glorie. Ăla cu elefantul și cu Geaca Roșie, că au fost practic în același... Cam aceeași poveste, da. A trăit ceva din ele. După care... Eu atunci am crezut că își revine, serios. Da, domnule, și eu. Deci ăla a fost semnalul când am zis, uite, un președinte care a tăcut, a stat, i-a lăsat, ăștia s-au zbătut și în momentul când trebuia să se întâmple, hac, a venit peste ei. Asta am crezut și eu. Eu sunt foarte nemulțumit că aveam și o poreclă bună pentru dânsul când s-a ales. Mamă, zic, vine neamțul ăsta, stai să vezi acum ce ordine face. În sfârșit o să fie aici, de ordine și disciplină. Aveam porecla Panzer Klaus. Mamă, zic, Panzer Klaus, lansez porecla asta, ce tare o să fie. Ce nu știu. Panzer Klaus, pă naiba, a fost un Panzer Klaus de burete, care n-a făcut, mă rog, în fine, hai să nu, că sunt subiectiv aici, dar dânsul s-a ales cum s-a ales la primul mandat și la al doilea mandat nici n-aveai. Adică a fost un fel de repetare a finalei Iliescu-Vadim. Doar că alternativa acum nu mai era periculoasă cum era la Vadim, era... Era Caterinca. Da, totalmente. Mie mi-ar fi plăcut. Nu puteai să votezi, serios. Nu puteai să votezi în partea cealaltă. Chiar n-aveai cum. Adică, na. Cred că noi am tot avut momente de astea cu speranțe la ultimii președinți. Da. Asta e un, în viață. Asta e un scenariu care cred că se repetă, se va repeta și anul ăsta, așa mi se pare. Și în care vine candidatul, avem în turul 2 candidat. Avem un candidat pe care trebuie să-l alegi pentru că alternativa este imposibilă. Ăsta este un joc pe care îl tot văd de 30 de ani în România. Da, dar nu să n-avem niciun candidat. Pe mine asta mă îngrijorează, că nu e nimeni pe tablou undeva despre care să zici că ar putea fi. Nu, păi nu asta este important. Important e ăla care nu poate fi niciun caz. Că ăla, așa se joacă. Nici ăla nu e. Ba da, acolo avem niște opțiuni, da, înțelegi? Da, sunt. Deci, cred că se lucrează ca în turul 2 să ajungă ăla care nu poate fi niciun caz, astfel încât să-l votez pe ăla care abia dacă e pe acolo, știi? Este același scenariu. S-a întâmplat cu Ponta. Altfel împachetat, da, cu Iliescu Vadim, Klaus Viorica Dăncilă. Cu Ponta n-a fost genul ăsta de scenariu. În fine. Deci, întâmplarea de ieri, de pe Facebook, cu domnul Iohannis... Da, cu Ponta încă mai era luptă bărbătească. Acolo a fost luptă bărbătească. Da. A fost Iohannis cu Ponta, cum? Acolo a fost parte în parte. Nu a fost alternativa imposibilă, știi, pentru adică atât de evident. Așa imposibil. E, dar asta adică cu parte, era... când spui parte în parte, pe mine mă bufnește râsul. Pentru că mi-aduc aminte că în prima dezbatere televizată dintre Iohannis și Ponta, moderatorul care era Rareș, domnul Rareș, se ruga de domnul Iohannis să zică ceva. Da. Nu, dă și tu! Dă și tu, uite, eu îl țin. Da, îl țin eu, dă tu ceva, dă tu un pic, că îl țin eu. Înțelegi? Și era clipoc. Da, a fost cumplit. În fine, dar întâmplarea de ieri cu ziua învățătorului și comentariile neplăcute pentru domnul Iohannis sau neprilejuiește un subiect de discuție cu voi, prieteni.
care vi se pare că a fost cel mai bun președinte de până acum, în ultimii, de când avem noi președinți? Îți vrei că cinci sunt toți. Care a fost cel mai slab președinte? Nu, nu sunt, sunt trei cu toți. Punem patru. Și dinainte sau cum, mă, de 89 sau? Pune pe Ceaușescu, că n-are rost. Eu l-am pus în cinci cu totul. Pe el n-a fost președinte ales. Mă rog, da. Ăla atunci președinte ales, dictator. Mai puțin. Dacă îl pui pe ăla, atunci trebuie să-l pui și pe Gheorghe Gheorghiu Deș, pe Petru Groza, așa. Adică nu, ăla nu se pune că n-a fost. Ok. Deci mergem de la Iliescu încoace. Da, Iliescu, să vorbim Constantinescu, un pic. Da, deci președinții României după 89, dacă ați uitat, vă reamintesc. Ion Iliescu, apoi Ion Iliescu ultimul pe listă. Da. Da. Apoi Emil Constantinescu un mandat. S-a declarat înfrânt de securitate și a plecat. După care și-a revenit din înfrângere și a mai candidat odată. Poporul a fost atât de dezamăgit de el încât atunci când a candidat a obținut ceva gen 3% sau da, nu știu, a fost o rușine. Apoi Traian Băsescu, două mandate la rând, 10 ani cu totul, după a câștigat primul mandat după un mandat jumate, mă rog, după ce a câștigat de două ori primăria Capitalei. De fapt, dacă stai, adică Băsescu a fost singurul politician care n-a pierdut niciun vot popular. Și acum Klaus Iohannis, alte două mandate, auzi, tot 10 ani, anul ăsta vom vota unul nou. Cred că având în vedere numărul limitat de opțiuni, poate fi eventual mai corect care mandat v-a plăcut cel mult. Da. Știi de ce? Că fiecare a avut și mandate diferite, dacă stai să te gândești. Cum spuneai la Iohannis, primul a fost cât de cât acceptabil că a făcut Fenta cu geaca. Băsescu a avut un prim mandat în care a fost mult mai popular în al doilea... Cum vreți. Deci, pe toți i-am votat la un moment dat, în majoritate, zic, adică nu personal fiecare, cu speranță și toți au sfârșit prin a dezamăgi în anumite proporții, ceea ce e perfect natural, să știți, adică așa funcționează lucrurile. E bine că putem să-i schimbăm prin vot, dacă vrem. Adică suntem realmente într-o situație mult mai bună decât aia care ajung la pușcărie în cazul în care își exprimă dezaprobarea față de vreun lider. Așa e democrația. Îl alegem, ne dezamăgește, îl schimbăm, dar trăgând linie și adunând. Și scăzând, evident. Care vi se pare, prieten, că a fost cel mai bun președinte al României după 90? Și care credeți că a fost cel mai slab președinte după 90? Din această înșiruire. Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Klaus Iohannis și Traian Băsescu. Și 0372069599. Sunați-ne, avem câteva minute să vorbim. Așteptăm și mesaje audio. Chiar sunt curios ce credeți. 0728-3132. Da, sunați-ne că vorbim așa ca între prieteni, exact cum am făcut-o noi aici în studio. 0372069599. Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Iohannis. Care a fost cel mai bun? Care a fost cel mai slab, ca să nu zicem altfel. Da, cel mai slab. Chiar sunt curios ce credeți. 0372069599. Să fim de acord că au fost foarte diferiți. Adică fiecare a fost total diferit de toți ceilalți. Da. Eu cred că lui Iohannis i-a lipsit un contracandidat cu Escu, că altfel și-ar fi pierdut. Ca să... Cristian, bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Bună dimineața, bună dimineața! Bine, ce zici, Cristian? Un subiect bun. Mulțumesc, dacă permiteți. Da, te rog. Iliescu, cel mai... să ne țină pe linia Rusiei. Stai, cel mai bun sau cel mai rău? Nu, n-a cred fost că vrea cel, să-i caracterizeze cel mai rău, au fost foarte diferite, așa cum ai zis tu, Vlad. Da. Doar că Iliescu a vrut să ne țină pe linia Rusiei, securiștii și-au făcut treaba lor, sărac dar cinstit, cu ceilalți în spate care au făcut praf țara. Constantinescu, probabil un pic comod, îl consider cel mai slab, pentru că n-a vrut să se lupte, n-a avut puterea, probabil că n-a avut nici curajul necesar să se lupte cu, cu curajul, cu securitatea. Băsescu a fost un vizionar, dar din cauza faptului că a fost un clown politic, nu l-a băgat nimeni în seamă în Europa, din păcate, iar Iohannis, singurul lucru bun pe care l-a putut face și pe care consider eu că își merită încă statutul de președinte, este că a ținut politica externă în brațe, adică a ținut-o în picioare și îl apreciez pentru faptul că atunci când Mihai Tudose a făcut ce a făcut cu Shinzo Abe când i-a dat cuflit, l-a trimis la Muzeul Satului, a făcut tot posibilul să salveze puțin onoarea României. Da, cam puțin pentru două mandate. Da. Nu ne-ai zis care e cel mai bun, care e cel mai slab? Cel mai bun îl consider pe Traian Băsescu, deși am zis, a fost un clown politic, dar a fost un vizionar și a spus atât Marea Neagră, lac rusesc, nu l-a băgat nimeni în seamă și acum se adeverește. Și cel mai slab îl consider pe Emil Constantinescu.
Mulțumim, Cristian, mulțumim. Emil a fost haotic și fără viziune. Au schimbat trei guverne în 4 ani. Da, Florin, bună dimineața. Bună, Florin. Bună dimineața, bună dimineața. Florin sunt. Salut, Florin. Eu am un răspuns puțin mai simplu față de interlocutor. Da. Cel mai bun președinte, Traian Băsescu, clar. Traian Băsescu. Cel mai slab președinte și rău intenționat, Ion Iliescu. Ion Iliescu și rău intenționat. Da, când zici de Traian Băsescu cel mai bun, Traian Băsescu a, sigur, a trecut prin două referenduri de demitere. Pe unul l-a câștigat Tom Fanfar, dar la celălalt a luat 7,4 milioane de voturi împotrivă. Și referendumul a picat pentru că nu s-a făcut quorum pe legislația de atunci. Sigur, și dumneavoastră ați spus mai înainte că e normal ca la un moment dat un politician ales să-și piardă din popularitate datorită numitor... Dar de ce crezi că a fost cel mai bun Traian Băsescu? Traian Băsescu a fost cel mai bun pentru că a avut curaj. I-a confruntat pe, într-un mod poate nu prea frumos la un moment dat pe interlocutori, cum ar fi Victor Ponta și scandalul de zi cu zi. Deja era la televizor, era teatru. Dar nu se temea să intre în bătălii politice. Așa este. Nu se temea. Da, mulțumesc foarte frumos. Mulțumim, Florin. Ia să vedem ce spune Mihaela. Bună dimineața! Bună, Mihaela! Mihaela? Bună dimineața, Mihaela! Te ascultăm. Sunt română. Te rog. Cel mai, la fel ca și antevorbitorii mei, cel mai bun președinte din punctul meu de vedere, Traian Băsescu, cel mai slab, Emil Constantinescu. De la Emil Constantinescu chiar nu mi-aduc nimic aminte. Nici bun, nici rău. Trei guverne, momente dificile, mineria de pe cap, ca să-i ofer ceva. El a făcut gesturi foarte importante pentru ca România să poată fi, să câștige încrederea NATO și să fie primită ulterior în NATO. Atunci nu mai ținem minte, dar era războiul cu Iugoslavia și a fost o decizie foarte controversată, a permis trecerea, survolul României de către aviația NATO. Și a fost o decizie care a nemulțumit foarte mulți români, având în vedere relațiile noastre amicale și cu sârbii, dar ăla a fost un gest fără de care probabil că România nu era primită în NATO, cel puțin nu când a fost primită. Oricum a fost primită mai târziu decât alții. Mulțumesc! Mulțumim! Hai să vorbim cu Vasile. Bună dimineața! Bună, Vasile! Neața! Bună dimineața! Te rog, Vasile! Da, foarte buni interlocutori, dar răspunsurile sunt totuși necomplete. Traian Băsescu a avut decizia cea mai tâmpită, chiar dacă a fost poate cel mai bun, de a lua 20% din salarii în timpul lui. A luat ceva, nici dacă era beat mort, nu putea lua decizii în timpul lui să ia singura țară din Europa cu 25% din salariu. Din salariul bugetarilor, pentru că România era practic în faliment, dar ce ar fi trebuit făcut atunci? Păi ca celelalte țări europene, dacă spui că imităm niște principii europene, pe cum le imiți dacă tu le vezi afară și România nu le implementezi deloc? Nu, stai un pic. Atunci s-au tăiat într-adevăr niște bani. Asta a fost o decizie extrem de dură pentru milioane de familii, dar te întreb, deci, dacă nu era tăierea aia, țara era în faliment, ce altceva crezi că putea face? Falimentul nu s-a făcut din cauza aia, s-a făcut din cauza furtului început din astase în mod criminal de tipul Iliescu și a continuat Băsescu cu voc într-un mod inimaginabil. De acord cu tine, dar te întreb a treia oară, dacă nu s-ar fi tăiat salariile, ce anume trebuia făcut ca să echilibrezi finanțele? Nu, să nu se fure mai mult de către sinecură. Să fi fost bine, să nu fi fost rău. Deci nu, s-a furat foarte mult din banul public. PIB-ul țării a crescut din 94 de 200 de ori. Unde-s banii aia? Am înțeles. Dar în momentul în care țara era în faliment, în 2009, ce trebuia făcut în momentul ăla? O singură familie, cum sunt eu, dau țării înapoi din reținerea, din salariu, 70.000 de lei. Unde sunt banii poporului? Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mulțumim, Vasile. Paul e cu noi. Bună dimineața! Salut, Paul! Bună dimineața! L-am ascultat pe cel de înaintea mea și nu sunt de acord. Deci, deciziile în momente de criză le iau doar oamenii puternici. Deci, Băsescu a avut, din punctul ăsta de vedere, și el și cu echipa lui de atunci, cu acel micuț premier, a luat cele mai bune decizii la momentul respectiv pentru că a scos țara și a tăiat nu de la... Știți care cred că era... alternativa? E foarte dur să tai un sfert din venitul cuiva. Alternativa era restrângerea personalului masivă, deci concedieri masive. Și asta era mult mai dur. Dacă nu se luau deciziile astea. Nu știu unde eram. Ați văzut? Dar suntem totuși undeva pe linie de plutire. Dar
să revenim la președinte. Da. Sunt într-adevăr, întrebarea e bună, dar nu cred că putem face o astfel de analiză, întrucât sunt momente istorice diferite. Sunt sigur că da. De plecăm de la mineriadă, plecăm de la perioada comunistă, unde Iliescu, cine știe atunci, ne se părea că a luat decizii bune pentru noi și eu l-am votat de fiecare dată. Dar nu mă ascund și acum cred că n-am făcut chiar alegerile cele mai bune. Poate nebunul ăsta de Vadim era mai bun și făcea alte chestii. Nu putem. Dar făcând o analiză la rece, da. La rece, cred că Băse a fost cel mai... Era să folosesc un cuvânt de șantier. Da, înțeleg care e cuvântul. Da, mulțumim, Paul. Foarte interesante telefoane. Vreți să vorbim și cu Bogdan? Uite, da, câteva sigur. Secunde, Bogdan. Bogdan, te rog. Neața. Neața, nu? Te rog. Intru pentru prima oară. Da, te rog. Sunt o zică emoționat. Legat de Băsescu, am tot auzit discuții înainte. Din păcate, eu am avut niște informații din interior, cum că la bugetari s-au mărit cu 25% salariile, după care au fost tăiate cu 25%. Legat de președinți, consider că avem o evoluție în bine și fix modul în care a evoluat de la Iliescu la Constantinescu, la Claus Iohannis, este o evoluție, asta vrei să spui, nu? Da, Bogdan, din păcate nu mai avem timp. Mulțumesc foarte mult. Eu aș vrea, dacă aș putea cumva, să văd cum vor fi evaluați acești președinți peste 50 de ani. Că evaluările astea se pun în context istoric. Acum s-ar putea să fim mult prea aproape de unele contexte istorice. Peste 50 de ani o să ai un microfon, o să poți să te exprimi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.